Un bărbat din comuna Frătăuții Noi, de 36 de ani, urmărit internațional, care nu și-a găsit o altă îndeletnicire până la această vârstă decât comiterea de infracțiuni, se află în prezent în arestul poliției Suceava. El a fost depistat în urma colaborării cu organele judiciare britanice și încarcerat în arestul IPJ Suceava. Bărbatul este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. În colaborare cu autoritățile judiciare britanice, prin canale specifice, polițiștii judiciariști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale IPJ Suceava l-au identificat pe un bărbat de 36 de ani din comuna Frătăuții Noi, județul Suceava, împotriva căruia Curtea de Apel Suceava a emis în lipsă mandatul de arestare preventivă din data de 2 martie 2011 pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. În fapt, începând cu luna septembrie 2008 și până în 2009, împreună cu alți inculpați, a pus bazele și a constituit un grup infracțional organizat, acționând împreună și în mod coordonat în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane pentru obținerea în mod ilicit de beneficii financiare. Inculpatul a fost pus în urmărire încă din martie 2011, fiind semnalat și pe plan internațional la rubrica Most Wanted. Astfel, la 29 aprilie 2012, drept rezultat al colaborării cu autoritățile britanice, cel în cauză a fost depistat și arestat. Bărbatul a fost extradat din Marea Britanie pe aeroportul internațional Henri Coandă din București, Otopeni, fiind preluat de polițiști din cadrul serviciului judiciar și escortat și prezentat ulterior Curții de Apel Suceava. Inculpatul a fost extradat din Marea Britanie pe 16 ianuarie, fiind preluat de pe aeroportul internațional Henri Coandă București de polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale Suceava, escortat și prezentat Curții de Apel, care a confirmat mandatul de arestare preventivă.